arbust acoperit de spini care face fructe roșii, măceșul este originar din regiunile temperate și este folosit din cele mai vechi timpuri în medicina tradițională. Măceșul mai este denumit în unele regiuni trandafir sălbatic sau rug. Se știe foarte bine că fructele sale, care se coc la începutul toamnei, sunt extrem de bogate în vitamina C. De fapt, ele conțin de 50 de ori mai multă vitamina C decât citricele și de 200 de ori mai multă vitamina C decât merele. Dar și alte tipuri de vitamine, cum sunt provitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina P, vitamina K și acid nicotinic. Pe lângă conținutul bogat în vitamine, fructele de măceș sunt bogate în zaharuri, acid citric, pectine, tanin, cupru, crom, mangan, acizi organici, uleiuri esențiale ce au un efect revigorant, antibacterian, de regenerare, analgezice, anticancer și antiinflamatorii. Măceșul este considerat ca făcând parte din categoria plantelor panaceu. Perioada optimă de culegere a măceșelor este din luna iunie până în septembrie. După cules, măceșele se lasă la uscat, după care se zdrobesc ori se macină pulbere. Fructele de măceșe nu trebuie culese atunci când sunt complet coapte și devin moi, deoarece conținutul maxim de vitamina C îl au în momentul în care pulpa este încă tare. Iată acum cum se prepară ceaiul de măceșe infuzie. Într-o cană de 250 ml cu apă clocotită se adaugă una sau două plicuri sau 2 sau 2,5 grame de fructe de măceșe și se lasă la infuzat pentru 10-15 minute. După acest timp, se strecoară și se bea ceaiul pe durata întregii zile. Pentru ceai de măceșe decoct, se prepară dintr-o lingură cu plantă adăugată la 250 ml de apă clocotită, se fierbe timp de 5 minute, iar apoi se strecoară. Ceaiul se poate îndulci cu miere de albine și se bea pe parcursul unei zile. Ceai de măceșe crude. Se taie 2 linguri de măceșe proaspete, se adaugă într-o cană de apă călduță și se lasă totul la infuzat pentru aproximativ 6 ore. Se strecoară și se bea ceaiul. Pentru preparatele din măceșe se vor folosi doar vase smălțuite, deoarece metalele descompun vitamina C. Ceaiul de măceșe se bea în cure de 2-3 săptămâni, 2 până la 4 căni pe zi. În cazul administrării îndelungate, la fiecare 6 săptămâni, se fac 10 zile de pauză. Iată care sunt beneficiile ceaiului de măceșe. Vitamina C din fructele de măceși întărește imunitatea organismului, prevenind afecțiunile specifice sezonului rece, precum răceală și gripă. Cura cu măceșe începe primăvara și se bea timp de o lună și jumătate, zilnic, o jumătate de litru de infuzie de măceșe. În sezonul rece, însă, dacă țineți această cură, organismul va fi ferit de răceli și de viroze. Măceșele pot fi folosite pentru tratarea diabetului și a obezității, datorită efectului pe care acestea îl au, destabilizarea glicemiei. De asemenea, o cură cu măceșe poate reduce colesterolul din sânge în mod semnificativ după doar câteva săptămâni. Afecțiunile cardiovasculare sunt tratate prin cura de măceșe, deoarece acestea previn arteroscleroza, combat fragilitatea capilară și circulația periferică deficitară. Consumul regulat de ceai de măceșe poate duce la scăderea tensiunii arteriale sistolică sau diastolică, chiar și până la 10 puncte în cazul pacienților cu hipertensiune moderată sau ușoară. Studiile efectuate asupra artritei reumatoide și osteoartritei au arătat că ceaiul de măceșe poate îmbunătăți în mod semnificativ mobilitatea și poate reduce inflamația, îmbunătățind calitatea vieții și scăzând stresul oxidativ în țesuturile inflamate. Măceșele au acțiune benefică în cazul diferitelor afecțiuni hepatice, în cazul litiazei și infecțiilor biliare, a colecistitelor și a dischineziei biliare. În cazul colecistitei, a litiazei și a colicilor biliari, se administrează câte un pahar de infuzie de măceșe cu 30 de minute înaintea fiecărei mese, în cure de 30 de zile, urmate de câte 10 zile de pauză. Datorită antioxidanților din compoziție, ceaiul de măceșe protejează organismul de radicalii liberi ce pot duce la îmbolnăvire ori pot accelera procesul de îmbătrânire. Consumat regulat, ceaiul ajută la neutralizarea efectului radicalilor liberi și implicit asigură un plus de vitalitate și energie. Consumul de ceai de măceșe este recomandat și copiilor,
nu înainte de a cere sfatul medicului. Ceaiul de măceșe le crește pofta de mâncare și îi ajută pe cei mici în perioada de creștere. Pentru că sprijină imunitatea, el ține departe de cei mici virusurile, protejându-i împotriva răcelii, fiind de asemenea un remediu excelent pentru scăderea febrei și tuse, mai ales dacă este consumat cu miere de albine. Măceșele au un efect diuretic, antiinflamator și calmant asupra mucoaselor tractului urinar, se utilizează în inflamarea căilor renale, a insuficienței renale, a pierderii involuntare de urină, în caz de pielonefrite, cistite, a formării calculilor la nivelul rinichilor și a vezicii urinare. Măceșele nu produc iritații, ceea ce permite utilizarea lor în cure prelungite cu infuzii și decocturi. Mulți dintre antioxidanții din ceaiul de măceșe sunt lăudați pentru proprietățile lor anticancer, deoarece sunt capabili să caute și să neutralizeze radicalii liberi înainte de a cauza stres oxidativ, făcând astfel mai dificilă multiplicarea celulelor canceroase. Ceaiul de măceșe și produsele din măceșe, datorită conținutului de vitamina P, mențin permeabilitatea și fragilitatea vaselor capilare, normalizând circulația sângelui. Este un ceai cu efect diuretic, iar asta asigură o bună funcționare a sistemului gastrointestinal și automat poate reduce șansele constipației ori indigestiei. Tot în urma anumitor studii efectuate, s-a demonstrat faptul că ceaiul de măceșe poate contribui la menținerea greutății corporale, ajutând la absorpția de amidon și glucoză. Măceșele tratează afecțiunile ale aparatului genital, fiind folosite îndeosebi pentru oprirea hemoragiilor uterine, pentru tratarea dismenoreei sau a leucoreei, folosind tinctura sau infuzia de măceșe. Deoarece este bogat în flavonoizi, ceaiul de măceșe este considerat un relaxant pentru sistemul nervos. Consumat cu regularitate, el poate diminua stările depresive, dar și tulburările anxioase. Datorită proprietăților antiinflamatoare, ceaiul și pulberea de măceșe sunt indicate în tratarea bronșitelor, astmului și alergiilor. Contraindicații. Specialiștii spun că, deși nu au contraindicații majore, trebuie să fim foarte atenți când începem cura cu măceșe, deoarece ceaiul nu este tolerat de oricine. Trebuie cerut obligatoriu sfatul medicului înainte de a începe cura. În general, ceaiul de măceșe nu are reacții adverse și poate fi consumat pe perioade lungi de timp. Nici pulpa de măceșe nu are contraindicații în administrare, în schimb semințele și mai ales perișorii prezenți pe acestea irită puternic aparatul digestiv și aparatul respirator și nu este recomandată ingerarea lor. Persoanele alergice pot avea reacții alergice severe și chiar crize de astm bronșic. De aceea se recomandă evitarea contactului cu aceștia în cazul bolnavilor alergici. De asemenea, persoanele care suferă de diabet ori care urmează un tratament medicamentos pentru scăderea hipertensiunii trebuie să urmeze un dozaj strict stabilit cu medicul specialist. Nu este recomandat femeilor însărcinate, deoarece poate induce menstruația.